Sinaia este cea mai vizitată stațiune turistică de pe Valea Prahovei, iar una dintre personalitățile acestui oraș este Ana Bogdan. Jucătoare profesionistă de tenis de câmp, Ana se mândrește cu orașul său și de fiecare dată când calendarul WTA îi permite, revine acasă cu mare drag. În acest an, pandemia de coronavirus a ajutat-o pe Ana Bogdan să petreacă foarte mult timp la Sinaia alături de familie, iar într-una din zile a acceptat provocarea Steaua TV de a fi ghid turistic în orașul natal. Haideți să vedem împreună recomandările Anei pentru toți cei care vor să petreacă timp de calitate în Sinaia. Bună, sunt Ana Bogdan și astăzi voi fi ghidul tău în orașul meu natal, Sinaia. Te invit la o plimbare. Gările legale. Prima a fost construită în 1886, pe timpul regelui Carol I, iar cea de-a doua a fost construită la comanda regelui Carol al II-lea în 1940. În salonul de primire se află o impresionantă frescă murală realizată de Dimitrie Știubei. În incinta gării Sinaia se află Muzeul de Trenulețe, o colecție de micromodele feroviare active cu caracter permanent. Castelul Peleș este de departe vedeta orașului Sinaia, fiind unul dintre cele mai frumoase edificii de acest gen din România și chiar din Europa. Mănăstirea Sinaia a fost numită astfel după muntele Sinai, vizitat de ctitorul ei, spătarul Mihail Cantacuzino. Cazinoul este un alt simbol din Sinaia, construit în timp record pe locul primei vile din această stațiune, înălțată de Dimitrie Ghica. Parcul Dimitrie Ghica din Sinaia a fost înființat în anul 1881 și amenajarea s-a făcut sub îndrumarea elvețianului Eder.